Bun găsit, domnilor. Ne întâlnim din nou pentru a povesti și în această seară la emisiunea În Interes Public. Invitatul meu, primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit. Recunosc că nu ne-am văzut de foarte mult De timp. ceva timp, da. Fiecare am mai petrecut și câteva zile de concediu. E adevărat, pentru mine foarte puține, dar au fost benefice, mai ales într-o perioadă extrem de agitată și din punct de vedere politic. Din păcate, Bine că ați apucat să o luați înainte de pandemie, că ați văzut, exact. acum Și din e... punct de vedere pandemic, pentru că vedem că lucrurile nu sunt tocmai în regulă. Vorbim despre treaba asta, m-am gândit să împart emisiunea, că n-am altă variantă, trebuie să intrăm și în politic și în zona asta administrativă. Haideți să începem cu zona asta politică. Zic eu, o termină mai repede, nu? Că aici aveți Nu răspunsurile se știe, clare. nu se Nu știe se că știe. la câte sunt de discutat Păi în ce să zona mai fi de discutat, politică. domnul primar? Avem duminica alegerii, dumneavoastră alegeți pe... Eu aleg pe Florin Câțu, așa cum am și stabilit, Am pentru intrat direct că așa ca să nu mai... exact așa cum am stabilit și sunt și susținătorul moțiunii domnului Câțu, deci nu Deci nu există există altă altă variantă, altă opțiune. Mi-am opțiune. exprimat-o public, sunt un om de onoare, odată ce am intrat într-o echipă, merg până la capăt. Deci nu se Au pune fost, la. totuși, apropo, dacă tot am intrat în zona asta politică, mi s-a părut o campanie cum n-a mai fost niciodată în România, fără precedent. Faptul că PNL-ul a ales această variantă, zic eu, bună, teoretic, domnule, ai 3 luni de campanie în care să-ți faci campanie, să demonstrezi oamenilor ce și cum, s-a dovedit a fi un lucru nu inspirat. Nu inspirat, pentru că s-a văzut de departe, se vede că PNL-ul este împărțit în două tabere. Chiar și la Gorj se întâmplă acest lucru. Aveți la un moment dat susținătorul dumneavoastră sau prietenul dumneavoastră sau nu știu cum să-l cataloghez, domnul Ion Iordache, senatorul Ion Iordache, a ales cealaltă variantă, ceea ce, na, fiecare e liber să-și aleagă, sau fiecare, mă gândesc la dumneavoastră în PNL, fiecare e liber să aibă varianta lui. Din acest punct de vedere, este foarte corect și foarte democratic ca fiecare membru al unei formațiuni politice să aibă o anumită opțiune. Eu trebuie să recunosc că am fost dintre cei mai vocali membri ai Partidului Național Liberal și când am avut ceva de spus, am spus. Acum, la ceea ce spuneați dumneavoastră, nu l-am prea avut pe Ion Iordache niciodată susținător. Ba, îmi aduc aminte că La v-a un moment criticat. La dat, un moment dat s-a îndreptat către dumneavoastră și părea că faceți o echipă. Nu, am avut mai multe discuții cu Da. domnul Ion Iordache, însă am mizat întotdeauna pe unitatea din organizația județeană. I-am transmis și domnului Iordache și domnului Vâlceanu același lucru, că eu îmi doresc ca măcar la nivelul județului Gorj să avem liniște. Indiferent de opțiunile noastre, atunci când se structurează nou birou permanent județean și cu După nou aceea să fie... președinte, da, acolo să mergem într-o singură echipă. Și Ar fi credeți că se va... fost culmea. E Credeți greu că se de va întâmpla crezut. lucrul ăsta? Eu mi-aș dori sincer. Nu cred că se va întâmpla ceea ce vă spun eu, dar mi-aș dori ca de pe data de 25 să băgăm săbile în teacă, Așa ar fi normal, nu așa ar fi neapărat frumos. noi la nivel local, pentru că aici, chiar dacă avem opțiuni diferite, eu sunt sigur că lucrurile se pot menaja mult mai ușor, dar la nivel național, pentru că semnalul de acolo se dă. Corect. Noi ne putem liniști în maxim o săptămână. Adică Dan Vâlceanu cu Ion Iordache, cu Marcel Romanescu, cu Gheorghe Pecingine se pot pune la masă și trebuie să se pună la masă pentru viitorul acestui județ și pentru viitorul municipiului Târgu Jiu. Corect. Însă, dacă semnalul care se va transmite de la nivel central este un semnal de război în continuare, nu îi văd bine nici pe cei de la centru, nici structura Partidului Național Liberal, nici organizațiile din teritoriu. Trebuie să închidem această campanie electorală care ne-a adus extrem, extrem de multe prejudicii. Cetățenii poate să așteptau la altceva de la un Partid Național Cu Liberal. siguranță și dumneavoastră, adică Da. și membrii și orice PNL se aștepta la cu totul altfel Domnul sau să Moșteanu, decurcă campania cu credeți-mă totul și că cu totul altfel. în ultimele 3 luni de Da. zile nu vreau să mai discut de ceea ce s-a întâmplat în N-aveți Partidul Național încotro, pe Liberal. nu, n-aveți Exact. încotro. Sunt 21 de ani în care eu nu am văzut, sunt 21 de ani de când fac politică, n-am văzut o campanie mai mizerabilă decât campania din Partidul Național Liberal. Bun, acum, Sincer, păi nu. Eu corect. vorbesc aici de atacurile sub centură care s-au dat între membrii Poate ai fi și un aceleiași model de formațiuni campanie, politice. da, corect, dar poate fi și un model de campanie pentru alte partide care știți dumneavoastră cum se practică. Pleacă lista la București, se întoarce Nu, lista nu. de la București, scurt.
Toate campaniile, eu pot accepta o campanie de 3 luni de zile în care ne promovăm proiectele, în care ne promovăm oamenii. Vreau să mi-aduc aminte de modalitatea în care eu am intrat într-o campanie electorală, nu numai în una, în mai multe campanii electorale, la nivelul municipiului Târgu Jiu. Ce am făcut? Mi-am prezentat proiecte și mi-am prezentat echipa. Asta trebuia să se întâmple în Partidul Național Liberal, indiferent de opțiunea noastră. Ludovic Orban, Florin Câțu, asta trebuia să spună. Dom'le, asta este viziunea mea despre viitorul Partidului Național Liberal și despre viitorul României, pentru că sunt legate în momentul de față cele două strategii, da? Pe de altă parte, asta e echipa cu care eu vin în fața electoratului PNL și în fața cetățenilor României. Asta trebuia să facem. 3 luni de zile nu trebuia să facem altceva decât să scoatem în evidență proiectele pe care dorim să le dezvoltăm, politice și administrative, și oamenii care ne vor susține în definitivarea acestor proiecte. N-am înțeles. O luptă crâncenă, o luptă pe care la baioneta, nu mi-aș dori să o mai văd vreodată în Partidul Alimentate Național. Alimentate de și din exterior. Uitați-vă ce se întâmplă în coaliție, cu ruperea coaliției până la urmă. Cum vedeți dumneavoastră treburile după 25, referitor la coaliție? Chiar și la partid. Indiferent. Mă gândesc că se va schimba structura guvernului într-un fel sau altul. Mă gândesc că o să avem fețe noi. Sau cum vedeți dumneavoastră toată treaba după 25? Moșanu, în momentul acesta și pentru viitor, dar și acum, singura noastră soluție este să guvernăm cu formațiunile politice de dreapta. Eu adică exclud orice colaborare. USR-ul este în continuare din o variantă. Din punctul meu de vedere, corect, nu, este singura variantă. Alături de UDMR este singura variantă care pot să iau un calcul după 21 de ani de ani de politică. Da. Eu sunt sigur că și din partea USR-ului trebuie să apară o altă modalitate de a face politică. Eu am resimțit-o 9 luni de zile mai mult decât oricine. USR-ul, deși se afla la guvernare, prin toți reprezentanții pe care avea instituțiile publice, inclusiv prin prefectul județului Gorj, s-a comportat ca și cum ar fi fost opozant al Partidului Național Liberal, ceea ce nu este normal. Sau s-a comportat ca și cum ar fi rămas în opoziție ca formațiune politică. Când suntem la guvernare, când suntem parteneri de guvernare, ne asumăm și lucrurile bune pe care le facem împreună, prin ministerele noastre, prin reprezentanții din structurile deconcentrate, dar ne asumăm la un moment dat și neajunsurile. USR-ul ar fi vrut să capitalizeze, poate în perioada următorilor 4 ani de zile, doar lucrurile bune care se fac de către guvernare. Întotdeauna când nu se făcea, când apărea o anumită problemă, Partidul Național Liberal era vinovat. Nu este normal. Uitați-vă la comportamentul și trebuie să apreciem, chiar dacă nu suntem, sau eu nu am fost niciodată susținătorul unei formațiuni pe criterii etnice, da. Cum este UDMR-ul. Da? Dar UDMR-ul, indiferent cu cine a fost la guvernare și a fost permanent la guvernare și a respectat în totalitate, pe de o parte, partenerul, pe partea cealaltă, programul electoral. Știu și dialogul. Exact. Știu și dialogul, exact. Pentru că se așează la masă și iasă cu o soluție. Au aproape 30 de ani de când sunt la guvernare, dar din care cel puțin 25 de ani au fost la guvernare, din ce mi-aduc aminte. Corect. Și când au fost la guvernare, tot au fost la guvernare, că cei care erau la guvernare țineau cont de opțiunile UDMR-ului. Dar avem 31 de ani de când n-am auzit o voce avizată din UDMR care să iese să iese cu acuze la adresa partenerilor de guvernare. Întotdeauna au fost liantul ăla între formațiunile politice. Da? Când au, indiferent de combinațiile care s-au făcut la nivel de guvern și de parlament, UDMR-ul a spus: domnule, noi suntem parteneri loiali, că am fost loiali PSD-ului în mandatul trecut, că suntem PNL-ului. Corect, dar noi suntem acolo. Până la capăt. Da? Cum s-a simțit guvernarea la nivel local? Cum a simțit-o dumneavoastră? În afara faptului că vi s-au părut la un moment dat că sunt în opoziție, ați găsit puncte comune, proiecte comune, Nu, pentru că am plecat cu stângul din prima zi a mandatului celor care venise de la guvernare. Adică eu cred că USR-ul a venit la guvernare nu tocmai pregătit din punct de vedere al resursei umane. Uh-huh. Nu tocmai pregătit. Uh-huh. E adevărat, e și prima lor experiență ca Corect. Partid aflat la guvernare și nici nu mă aștept ca de pe o zi pe alta să văd miracole, să vină cu cei mai valoroși oameni. Deși eu aveam așteptări, pentru că USR-ul s-a profilat pe un astfel de segment. Da? Pe oameni care veneau din multinaționale, pe oameni puțin mai liberi
în modul de exprimare, puțin mai, cum să vă spun, mai tranșanți în pozițiile pe care le aveau. Și mă așteptam ca în momentul în care ajung la guvernare, pe pozițiile cheie din structurile deconcentrate, să vină cu superprofesioniști. N-am avut, sincer, această impresie. Pe de altă parte, deși am salutat de fiecare dată numirea în funcție a unui reprezentant USR, pentru că era reprezentantul guvernului, da? Nu era neapărat reprezentantul USR-ului, era reprezentantul guvernului Orban sau guvernului Câțu. N-am simțit același lucru de la cel care reprezenta. Și aici mă trebuie să spun cu subiect și predicat, de la fostul prefect Morega. Da? Adică am simțit aceeași tensiune pe care o aveam în perioada Partidului când Partidul Social avea prefectul de prefectul județului Gorj. Dar la momentul ăla, la vremea aceea, măcar știam la ce să mă aștept. Am avut dueluri foarte, foarte dure. Și cu Ciprian Florescu, nu mai vorbesc cu Cristi Rujan ulterior, deși proveneam de la aceeași universitate. Corect. Dar de fiecare dată, când instituția prefectului a putut să lovească în primăria municipiului Târgu Jiu, a făcut-o fără niciun fel de menajament. Știți la ce mă gândeam? Mă gândeam zilele trecute, domnule, mă gândesc că după 25, adică după duminică, o să se așeze la masa negocierilor, vine și congresul USR, probabil că și acolo vor trage oamenii de mână că, bă, stai, ne-ai spus de la guvernare ce face mai departe, adică o să se liniștească într-un fel sau altul trebuie. Mă gândeam, ce prefect o să se întoarcă la Gorj? Nu știu, e clar că userist, în condițiile în care USR-ul da, în condițiile în care la asta mă gândeam, adică acum mă puneam și în postura domnului Morega ca prefect, domnule, să te duci, să te întorci, mă gândesc că nu pică tocmai bine pentru politician. Sunt sigur că politician. dacă USR-ul va avea din nou opțiunea prefectului la nivelul județului Gorj, tot domnul Morega va fi cel care va reprezenta interesele instituției prefectului. Da. Pentru că nu au. Domnul Moșteanu, nu mai pică bine așa, nu mai pică frumos. I-ați cunoscut. Dacă astăzi v-aș întreba să dați, exceptându-i pe oamenii din învățământ, care cu adevărat sunt niște oameni extraordinari, cei care au avut USR-ul și cei care presupun că are, doamna Cristina Goanță, Goanță, da, doamna da, Arunceanu, da, mai mulți da, profesori, da, domnul profesor Bunget, da, sunt da, oameni, da, cum să vă spun, pe care i-am apreciat în mod deosebit și în perioada de campanie electorală, dar sunt altceva. Oameni de o decență extraordinară. Cum nu au să fie în politică până la momentul ăsta USR-ul nu poate face altceva decât să importe. N-au resursa și nu sunt necondamnat, încă o dată v-am spus. Dar sunt după 4 ani de când există ca formațiune politică, la prima guvernare, la prima experiență, eu pe asta am și pus la un moment dat neajunsurile colaborării dintre noi și USR-ul la nivelul județului Gorj. Prin faptul că oamenii ăștia n-au înțeles în primul rând ce înseamnă politica și ce înseamnă guvernarea și coabitarea între formațiunile politice. Am avut guvernări PSD-PNL, am avut, exista o anumită colaborare. Eu am crezut, după ce USR-ul și-a nominalizat persoana pentru funcția de prefect, am spus, domnule, o să ne adunăm iarăși, cum făceam în trecut în acele cocuri, dimineața la instituția prefectului. Surprinzător, nu ne-am mai regăsit. Culmea, și trebuie să recunosc, am avut o relație mult mai bună și am în continuare o relație mult mai bună cu președintele Consiliului Județean, cu Cosmin Popescu, cu care ne auzim, cu care mă aud aproape în fiecare zi, pe diverse probleme care apar. Corect. Niciun caz pe probleme legate de politică, decât cu fostul prefect. Bine, acum eu sunt cârpătaș și vă zic că, eu știu, ce ați fi discutat dumneavoastră acolo, administrație, dar politică, nu? V-a zis, hai domnule, în 2024 ești primar. Cu Cosmin? Păi da. De glumii mai glumim câteodată, dar rămâne la faza de glumă. Numai la faza de glumă? Rămâne deci la faza 2024, nu veniți cu mai eu roșu. Eu mi-aș dori... L-ați văzut pe domnul Liviu Andrei? Hop, cum a dat că așa a rămas mai eu roșu. Da, știți cum este, la dânsul s-au colorat tricourile permanent. Da, a fost un tricolor. Știți cum este, prima dată e mai greu, că în, tot ceea ce faci, în tot ceea ce faci după ce vine de la sine. După aceea vine de la sine. Orice început da, e corect. Puțin dificil. Corect. Da, ești puțin așa, mai rușinat. Bă, cum să plec eu dintr-o formațiune politică? În momentul în care ai 5-6 partide la activ, cel de-al șaptelea partid ți se pare o chestie de normalitate. Da, normal. Da? Deși cetățeanul, sunt convins... că nu apreciază o astfel de modalitate de a face politică, trecând rapid dintr-o formațiune în alta și nu mai știi ce mai îi sancționează la vot. Dar eu, în comparație cu dumnealui, eu să am doar cuvinte de laudă, o să-mi aduc aminte, permanent, vorbesc de domnul Liviu Andrei, o să-mi aduc aminte doar de perioada în care am colaborat la instituția prefectului și nu o să fac niciun fel de altfel. Dacă o să-l aveți contracandidat în 2024. Mi-aș dori, sincer. Deci,
Pentru mine ar fi un lucru extraordinar ca domnul Liviu Andrei să fie va fi o luptă, o simțiți ca pe o luptă sau va fi așa, o chestie frumoasă? E o competiție între doi lideri ai fostei drepte. Ai fostei drepte, la asta mă gândeam. Care cred că ar anima foarte mult la un moment dat populația din municipiul Târgu Jiu. Ar fi interesant să vedem cum acuză așa dreapta. Băi, voi ăștia din dreapta n-ați făcut, n-ați drez, n-ați nu știu așa ce. Așa este. Nu, trebuie să recunosc că domnul Liviu Andrei a fost un om cu o putere extraordinară și cu, cum să vă spun, cu un potențial, la un moment dat, un potențial foarte bun. Da. Însă, vedeți dumneavoastră, după atâția ani și după toate trecerile astea de la o formațiune politică la alta, e greu de crezut că nu te erodezi politic și într-o competiție electorală toate aceste lucruri ies la suprafață. Am înțeles. Domnule primar, 25 vor fi alegerile. Probabil, nu știu, din informațiile pe care le am, echipa câștigătoare, hashtag echipa câștigătoare, așa îi zice, nu? Va da președintele partidului. Ce se va întâmpla după 25? Și aici vreau să vin puțin în județul Gorj, în municipiul Târgu Jiu. Rectificare, 0 lei. Nu, e prima rectificare. E prima rectificare. Da, am înțeles. Deci eu sunt un om corect. Da, ascultați-mă, dacă acei 0 lei îi primeam pe rectificarea din fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru, nu cred că mă vedeați în acea situație liniștit care m-ați văzut acum. Corect, da? Sunt de acord. Eu am foarte mari așteptări de la un guvern liberal. Asta am foarte mari așteptări de la liderii Partidului Național Liberal care astăzi sunt promovați la nivel de parlament sau la nivel de guvern. Târgu Jiu a dat foarte mulți oameni la București. Județul Gorj, PNL Gorj. Asta este și motivul, domnul Moșteanu. Vă rog. Este, din punctul meu de vedere, cel mai puternic motiv care mă determină care m-a determinat atunci când am susținut echipa Câțu să mă duc într-o astfel de direcție. Corect, pentru că la un moment dat trebuie să livrați toți cu toți. Este pentru prima dată când județul Gorj are cel puțin 10. Cel puțin 10. Nici nu-i mai știi. Personal nici eu nu știu care mai sunt acolo, dar sunt 10 pârghii importante. Colegi de-ai mei din Partidul Național Liberal care sunt în funcții de conducere în cadrul Guvernului României sau în Parlamentul României. Corect. Ceea ce pentru noi ar trebui să conteze. Eu mă bucuram și sincer, sunt un om corect. Eu mă bucuram și pe guvernarea Partidului Social Democrat când cineva din județul Gorj era promovat în guvernul României, pentru că de bine de rău. Avea unde să deschidă ușe. Lăsăm la o parte, competițiile noastre electorale, pentru că nu vreau să le iau ca războaie. Chiar la Gorj au fost competiții electorale. Da, și am apreciat foarte mult și competiția cu domnul Aurel Popescu și competiția cu Ciprian Florescu. Au fost, cum să vă spun, așa cum ar trebui să se ducă o competiție. Fiecare dintre noi ne-a prezentat proiectul. Au mai fost mici înțepături, dar mici. De ce vă spun că sunt mici? Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în Partidul Național Liberal. Din păcate pentru noi. Da, alea cu adevărat au fost mici înțepături, dacă mă raportez la războiul care se duce în interiorul Partidului Național Liberal. Și de-aia mi-am respectat întotdeauna adversarii. Ați campania electorală, vedeți? E peste 3 ani de zile. Arătat? Păi da, ați arătat dumneavoastră. Așa se face o campanie adevărată. Nu, este prea dură. Este prea dură. Ce așteptări aveți după 25? Asta mă interesează foarte tare. V-am spus de la început. Nevoi sunt. Foarte nevoi mari. Sunt. Aveți. Nu dumneavoastră, că nu aveți dumneavoastră. Centură se lucrează încet. Aveți Calea Eroilor. Așa. Aveți multe Casa proiecte. De cultură, bazinul. Casa de cultură, bazinul și așa mai departe. Podul de la Lainiș. Chiar dacă nu intră în sfera dumneavoastră. Eu mă refer la tot județul. Drumul expres care ar trebui să ne lege de Craiova. Deci sunt proiecte esențiale pentru municipiul Târgu Jiu. Eu am spus un lucru. Târgu Jiu și județul Gorj este legat total de ceea ce se va întâmpla în următorii 3 ani de zile. Corect, noi am punctat câteva, pentru că hai să ne gândim și la proiectele domnului Leuștean de la Novaci, care sunt... Să ne uităm și la proiectele Consiliului Județean. Sunt foarte multe. Deci, sunt foarte multe. Eu sunt convins că viitorul acestui județ este legat de ceea ce se va întâmpla la nivel de guvernare în următorii 3 ani de zile. Și ca să poți să sprijin proiectele din județul Gorj, în primul rând trebuie să ai oamenii de influență care să-și dorească să susțină județul Gorj. Păi aveți. Da? Aveți. Avem, la momentul ăsta avem toate ingredientele. Adică nu putem să punem problema, domnule, nu-și doresc oamenii ăștia să... Avem toate ingredientele unei guvernări în interesul cetățeanului din județul Gorj sau din municipiul Târgu Jiu. Domnul Moșteanu, în condițiile în care nu vom face aceste lucruri, Partidul Național Liberal în județul Gorj va rămâne un partid istoric, așa cum și este. Uh-huh. Deci în 2024 se va nu vom mai avea,
nu vom mai avea curajul. Nu știu, pe plan local, fiecare dintre noi, dintre primari, putem să ne zbatem și singuri împreună cu colegii noștri și să ne realizăm proiectele. Eu am dat un singur exemplu. I-am spus și domnului Dan Vâlceanu și le-am spus și colegilor mei care astăzi ne reprezintă în guvernul Câțu. Noi, de bine de rău, cei care suntem în administrație la Târgu Jiu, am atras pentru următorii 3 ani de zile 70 de milioane de euro. Nu am pretenția de la guvernul Câțu să-mi aloce o sumă similară cu cele 70 de milioane de euro pe care am reușit să le atragem la Târgu Jiu. Dar mă pot aștepta cam măcar 10 milioane de euro să ajungă municipiul Târgu Jiu pentru următorii 3 ani de zile. Eu aș fi extrem de mulțumit. Dumneavoastră vă referiți la bani, dar cred că e foarte important să reușească să deblocheze anumite lucruri. Și astea sunt în afara banilor. Domnul Moșteanu, astea sunt, totul se rezumă, totul până la urmă se rezumă la bani. E adevărat. Totul se rezumă la bani, indiferent cât de multe proiecte mi-aș dori eu. Acum am încărcat și pentru programul Angel Salini și pentru PNRR, avem proiecte de 1000 de miliarde, numai la nivelul municipiului Târgu Jiu. 1000 de miliarde. Da? Deci toate proiectele adunate la nivelul municipiului Târgu Jiu sunt 1000 de miliarde. Uh-huh. Este clar că din bugetul local n-ai cum să le niciodată nu o să putem acoperi. Solicitarea noastră către Guvernul României, pentru că a fost o astfel de solicitare pentru fondul de rezervă, este de 400 de miliarde în acest moment pe investițiile pe care le-am demarat, pe investițiile pe care am realizat proiectele și studiile de fezabilitate. 400 de miliarde astăzi. Nu mai vorbesc că n-am luat în calcul nimic din tot ce presupune infrastructura municipiului Târgu Jiu, pentru că așa cum discutam cu dumneavoastră în emisiunea trecută și cum a vorbit și ministrul dezvoltării, extraordinar, ministrul dezvoltării ungur la Târgu Jiu, nu mă pot apuca niciodată să asfaltez străzile și bulevardele din municipiul Târgu Jiu atâta timp cât eu știu că peste un an de zile, peste 2 ani de zile se introduce canalizarea pe bulevardele din Târgu Jiu. Să le spar din nou. Exact, că se introduce alimentarea cu apă, că se introduce alimentarea cu gaze. Deci proiectul nostru este foarte, foarte corect. Dom'le, până în 2023 încercăm să introducem pe subterasament toate utilitățile de care au nevoie cetățenii municipiului Târgu Jiu. În 2024 va trebui ca toate aceste zone, toate bulevardele și străzile principale din Târgu Jiu să arate așa impecabil cum ar trebui să arate într-un oraș european cum e municipiul Târgu Jiu. PNRR-ul am înțeles că va fi aprobat cât de curând. Da, se anunță o dată de 25-26 septembrie. O să înceapă să vină finanțări, bani. Exact. Acolo este o anumită finanțare care se alocă pe fiecare autoritate publică în parte. Corect. Este puțin condiționată de partea ECO. Uh-huh, da? Uh-huh. Da. Și acolo trebuie să vedem exact. Să gândiți să le puneți foarte bine în schemă. Exact. Nu înseamnă că 100% din finanțare va veni numai pe zona respectivă. Pe lângă ECO poți să faci și altceva. Poți să faci o parcare cu iluminat pe bază de panou. Da. Și ai acoperit o parte din acea investiție. Dar avem la momentul ăsta și pentru proiectul Angel Salini și pentru proiectul și pentru PNRR și pentru bugetul local și bugetul național, avem proiecte. Asta am făcut 4 ani de zile. Este o sumă foarte mare. 1000 de miliarde. Deci e o sumă care atunci când va fi cheltuit ar trebui să, ca Târgu Jiu, să arate, nu știu, deci din într-un mare fel. Deci din calculele noastre, cam 80% din această sumă va fi asigurată de PNRR, de proiectul Angel Salini, pentru că știți că acolo municipiile reședințe de județ au o valoare minimă de 400 de miliarde. Da, da, da. Da? Deci aproape jumătate din suma asta de care vă spuneam, 1000 de miliarde, ar trebui să fie acoperită prin programul Angel Salini, care se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Corect. Dar noi trebuie să încărcăm acele proiecte, pentru că ele se vor aproba, așa cum s-au aprobat și în 2017, pentru perioada următorilor 5 ani de zile. Da? Luăm o scurtă pauză de publicitate și ajungem și în Târgu Jiu, că la politică ar mai fi ceva de punctat. Nu. Am și evitat să, v-am spus, o perioadă lungă de timp, mi-am dorit și îmi doresc în continuare să vorbesc de administrația din Târgu Jiu. A spus un lucru important și interesant. După 25 o să vorbească mai mult faptele. Așa este. La PNL, dacă nu vor vorbi faptele, va fi o problemă. Revenim după o scurtă pauză de publicitate cu primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Am revenit la a doua parte a emisiunii Interes Public. Vă reamintesc că invitatul meu din această seară este Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu. Am zis că facem saltul, trecem puțin de la politică, că trebuie să ajungem și la partea asta de administrație. Administrație unde
ne lovim de fel și fel de lucruri. Eu îmi închipuiam așa Târgu Jiu, în mintea mea, dom'le, un oraș așa, cochet, micuț, sub poalele munților, acolo știți cum se văd munții, tot aranjat. Avem mult de parcurs până ajunge acolo. E adevărat, și pentru faptul că, și repet acest lucru, pentru Gorj, pentru Târgu Jiu, nu s-a făcut absolut nimic, toți ne-am agățat de un ceo și am stat agățați acolo cât am putut de mult în subt, e greu să mici lucrurile. Povestiți-mi dumneavoastră, avem proiecte care sunt îngreunate din diferite motive și nu mă refer doar la cele din Târgu Jiu, repet, avem centura aia care e foarte importantă, mai avem podul ăla de la Lainici care e și ăla foarte important, avem Craiova Express, e adevărat la noi, avem Calea Eroilor pe care o aveți dumneavoastră pe cap. Lucrurile niciodată nu se pot mișca de pe o zi pe alta. Mai mult decât atât, mai spuneam și în alte emisiuni. Când am ajuns primarul municipiului Târgu Jiu, o perioadă de timp, m-am considerat ca pompierul de serviciu. În loc să mă gândesc ce o să fac, da, la ceea ce trebuia să fac, trebuia să intervin. Da? 80% din cartierele din municipiul Târgu Jiu erau afectate de problemele legate de canalizare. Corect. Da? Aveam în fiecare zi cel puțin 15-20 de intervenții ale cetățenilor pe acel număr 025394 legate de canalizarea municipiului Târgu Jiu. Am considerat-o ca o prioritate pentru primul meu mandat. Cu intervenții rapide. N-am văzut societatea Paregio la vremea respectivă, cum nu o văd nici în momentul de față, să încerce să remedieze măcar una dintre probleme. Toate cartierele, din comuna din Paris, Plopilor, Teilor, Săvinești, toate cartierele. Să știți că vis-a-vis de Aparegiu eu am avut, nici nu o să mai zicem nimic, domnule, de acum încolo, s-au făcut câteva dezvăluiri lunile trecute cu înregistrările alea care au avut loc. Domnule, eu n-am văzut o reacție puternică. Repet, nu trebuie să vii cu o reacție, domnule, îl dăm afară pe Pătrășcoiul, nu știu, o reacție din partea partidelor politice. Dumneavoastră ați avut o reacție cu Moșteanu, aveți, nici măcar, dar nici PNL-ul nu a avut reacție, nici PSD-ul, nimeni n-a avut o reacție. Dacă lucrul ăsta se întâmpla în orice altă companie privată, nu că în secunda unul zbura oia, dar cred că dădeau bani și pentru distrugerea imaginii. Domnul Moșteanu, nici măcar nu a ajuns la persoana cheie din acea companie, cea care dădea, și nu, sunt sigur că nu de capul lui dădea acele mesaje. Vorbesc de domnul Tobă. E în continuare angajatul acelei societăți. Pentru imaginea mea ca societate, a doua zi îl trimiteam acasă. Pentru că eu am transmis, am avut un exemplu similar cu acel polițist local, de la poliția locală, pe care l-au găsit băut în timpul serviciului. Am transmis un mesaj radical. Și o să vedeți măsura într-o perioadă imediat următoare. Deci nu accept astfel de abateri. La mine e o abatere. Corect, e adevărat. Corect. Foarte, foarte grabă. Corect. Acolo vorbim o abatere care n-a afectat bugetul cetățeanului din municipiul Târgu Jiu sau starea de sănătate a cetățeanului din Târgu Jiu. Însă acolo vorbim de o fraudă, vorbim de încălcarea tuturor legilor din lumea asta. Când tu încasezi de la cetățeanul reacția un serviciu... Reacția ale partidelor politice, reacția ale instituțiilor... Care reacție? Nu știu. Trebuia să vină poliția să spună că am început o anchetă. Domnul... Am demarat. Trebuia să vină nu știu ce procuror să audieze. Probabil a doua zi, a treia zi. Bă, l-am tot la audiat. Domnul Moșteanu, vă aduc aminte momentul anului 2018. Da. Nici n-a apucat să-mi bine să vin primarul municipiului Târgu Jiu. Când au aruncat în aer, când și-au dorit să arunce în aer municipiul Târgu Jiu, aducând bazinele din dealul târgului la o cantitate foarte mare și ulterior când au dat drumul, au fost 27 de intervenții într-o seară. Domnul Moșteanu, public am ieșit și am spus domnilor de la poliție, faceți ceva pentru că este anormal ca cetățenii din municipiul Târgu Jiu să sufere datorită incompetenței unor oameni de la societatea Paregio sau mai mult decât atât. A modului defectuos în care tratează relația cu autoritatea publică locală. Da? Oamenii din societate au declarat la vremea respectivă că a fost intenționată
Nu. Intenționat realizat acele spărturi. Pe mine mă uimește atitudinea oamenilor din punctul meu de vedere. Dau exemplu la mine la poartă, nu ar trebui să vină niciun om de genul. Adică eu nu pot să recunosc un astfel de om cu astfel de practici care să vină să-mi spună, să-mi explice mie cât e contoarul sau cât. N-au ce să caute. Asta trebuie să facă și oamenii de rând. Dacă vor să primească respect, oamenii ăia trebuie să te respecte. Atâta timp cât ea nu te respectă, nici noi nu trebuie să-i respectăm pe ea. Adică când au venit la poartă, frate, pleacă de aici, vino când o scrie pe tine altceva, nu apare Joe. Voi nu sunteți demn, nu sunteți credibil, n-aveți nimic în voi. Eu lipsa, pa și la revedere. Eu lipsa asta trebuie să facă cetățeanul de rând. Eu lipsa asta de reacție, exact ceea ce spuneți, nu o s-o pot înțelege. Nu da? Știu de ce. Bă, fraților, în momentul în care coordonez activitatea asta, trebuie să reacționezi imediat. Acum, în prima parte, am lăudat relația mea pe care o am cu domnul Cosmin Popescu și e o relație corectă, da? Suntem reprezentanții a două instituții extrem de importante pentru administrația locală. Însă, dacă eram în locul lui Cosmin Popescu după ce au apărut acele registrări public, eu îi cer de 4 ani de zile, dar oricum nu se întâmplă lucrul ăsta, public îi ceream demisia domnului Pătrășcoiu, public, atât timp cât afectez zeci de mii de oameni. Pentru că domnul Moșteanu, problema este că toată lumea spune, domnule, lasă-mă că a furat primăria, s-a furat, ați văzut, furau și Consiliul Județean. Consiliul Județean. De fapt, îl fură tot pe cetățean. Corect, da? Corect. Pentru că banii ăștia pleacă de la taxele și impozitele cetățenilor din municipiul Târgu Jiu, care își achită această contribuție la primăria municipiului Târgu Jiu. Domnul primar, repet, numai cuvântul a furat. Asta ar trebui poliția în secunda 1, domnule, când auzi cuvântul a furat sau am furat, hai pe ei. Într-un stat normal, cei care au apărut în acele înregistrări pe care nu le-a, cum să spun, nimeni nu le-a infirmat. Corect. Nimeni adică nu le-a contestat. Adică toți au fost de acord, sunt. Au fost. Erau cel puțin 24 de ore acolo. Venea să-mi explice că au fost la finalul 2019, începutul 2020. Dar contează când furi. Au fost. Corect. Contează când furi. Corect. Da? Corect. E clar un fur dovedit. Înregistrările aia demonstrează încă o dată că spui du-te bă și bagă-i nu știu câte... Înregistrările demonstrează că acolo a fost o practică, domnul. Înțelegeți? A fost o practică. Deci... Dacă înregistrările alea nu apăreau, probabil că practica asta continua și altă dată, și altă dată, și altă dată. Dar nu vă gândiți că lucrurile astea, până la urmă, frizează ridicolul. Tu furi de la cetățean, de ce? Ca să poți face încasări ca ulterior, pe sfârșit de an, să poți să-ți iei primele pentru modul în care funcționează această companie. Ei, este anormal. Asta este anormal, da? Dar noi sesizăm de foarte și presa alături de mine, din păcate sunt singura voce, pentru că aici am fost și eu foarte dezamăgit și trebuie să vă recunosc din campania de la locale. Atunci când pregăteam strategia pentru primăria municipiului Târgu Jiu și pentru Consiliul Județean, ăsta era unul dintre subiectele fierbinți. Da, corect. Și le-am spus colegilor mei din Partidul Național Liberal, bă fraților, discutăm aici de subiecte care afectează sute de mii de oameni. Ceea ce face aparegiu astăzi este de nedescris. De ce nu ieșiți? De ce nu ieșiți să comunicați? Eu, până la urmă, sunt reprezentant al autorității publice locale. De fiecare dată am comunicat când cetățenii mei au fost afectați. Dar mă surprinde faptul că niciunul dintre consilierii județeni, nici măcar la momentul campaniei electorale, candidatul Partidului Național Liberal, n-a avut reacție la un astfel de subiect. Să spună, domnule, uite ce se întâmplă acolo în companie, le oferiți în toate elementele. E interesant, e interesant acest lucru. Ce am putut să fac? Da, am reușit în perioada mandatului meu să salvez câțiva oameni acolo de foarte bună calitate. Și aici vorbesc de domnul Vlădoescu și de domnul Luci Paraschiv. Da? Oameni care lucrau în societate și care la un moment dat... I-ați extras de acolo? I-am extras de acolo pentru că mi-am dat seama că erau oameni de foarte bună credință. Și care ulterior, prin relația de colaborare pe care încercau să o statueze cu primăria municipiului Târgu Jiu, au fost marginalizați. Bă, dar de ce vă duceți voi să vorbiți cu primarul? Problema nu vorbeau, primarul era reprezentantul cetățenilor, nu era Marcel Romanescu pe cont propriu. Da? Eram reprezentantul cetățenilor din municipiul Târgu Jiu și era normal să discutăm aspecte care țineau de bunul mers al acestui municipiu. E o situație care, din punctul meu de vedere, ar trebui clarificată inclusiv de ei, inclusiv de partidele politice, inclusiv de instituții ale statului. Domne, ar trebui clarificată sub o formă sau alta, pentru că tot timpul când spui, din momentul în care eu am auzit înregistrările, pun semnul întrebării în dreptul societății aparegii. Știți care e problema? Asta nu trebuie să-l învinovățim neapărat. Are o mică parte de vină pe angajatul de rând de acolo. Ei, pentru că știți foarte bine ce știți foarte spus, bine ce îi se spune în ședință. Bă, dacă nu te duci acolo, ori pleci acasă, ori nu ți-ai salariu. Da? Omul are o familie, trebuie să pună pe masă ceva copiilor lui. Dar când ești dita mai director în societate și transmiți astfel de mesaje,
Da. Nu pot fi lumina. Haideți să mergem mai departe. E un subiect fierbinte. Eu încă aștept și am încredere că se va întâmpla ceva acolo. Să vedem ce se va întâmpla. Aveți în spate, nu știu cum să, nu știu dacă e o greutate, nu e o greutate, calea eroilor. A început școala, a rămas tot așa. Este o mare problemă. E domnul, o problemă. Domnul Moșteanu, vă rog. În 4 ani de zile, astăzi am făcut o mică analiză cu Bogdan legat de investițiile care le derulăm pe raza municipiului Târgu Jiu. Uh-huh. În ultimii 4 ani de zile am avut 76 de investiții în municipiul Târgu Jiu. Una singură, da. E adevărat, foarte importantă, importantă, foarte importantă sau da. Cea mai importantă, da. Ne-a ridicat probleme. Corect. Exact cum discutam și cu dumneavoastră și cum credeți-ne că nu există zi în care să nu discutăm la nivelul primării. Eu acum sunt convins că dumneavoastră nu vă doriți ca aia să fie în stadiul ăsta. Cred că sunt primul. Cred că sunt primul. Adică nu poate să vină cineva să-mi spună bă, Romanescu o las așa că vrea Romanescu. Sunt deci, convins că nu se întâmplă lucrul în ăsta. În cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu nu există zi de la Dumnezeu în care să nu discutăm problema de pe calea eroilor. Și ce se întâmplă da? Acolo totuși? V-am spus, eu vreau să cred că cel puțin acest grafic de lucrări pe care l-am încheiat și cu care am adiționat contractul inițial, care a expirat pe data de 15 august, va fi respectat. Nu avem altă modalitate. Eu v-am spus și în emisiunile anterioare și sunt sigur că și Bogdan, când a fost în emisiuni, v-a spus aceleași lucruri. Pe 15 august aveam două posibilități. Corect, două să variante. Plece sau... Varianta să rezilie în contractul cu riscul pe care ni-l asumam ca autoritate publică locală, până la urmă ca autoritate. Vorbim de noi, de cei care conducem primăria municipiului Târgu Jiu. Ca societatea respectivă, prin casa de avocatură cu care a venit aici, să ne dea judecată și să suspende lucrările o perioadă de timp. Corect. Da? Și aici mai apare o problemă. Chiar dacă reluam procedura de licitație, pentru că aici discutăm de o nouă procedură de licitație, în condiții în care reziliam contractul cu societatea care nu și-a îndeplinit angajamentul, lucrările nu puteau începe până în luna martie. Pentru că pe procedurile de licitație, cu posibile contestații, te duce liniștit până în... cu faptul că luăm în calcul toți că Iana poate să bată oricând la ușe, corect. Începeai luna martie. Corect. Gândiți-vă că graficul nostru acoperă cam 80% din lucrări de pe data de 15 august până pe 15 martie. Dacă se respectă. Deci dacă se respectă graficul, dacă cam 80% din 80% lucrări din lucrarea pe care o au de executat pe calea eroilor, se va finaliza. Am înțeles. Da? Și atunci am fost în situația asta. Am spus, bă, ce facem? Mergem pe varianta, pe prima variantă cu rezilierea, care putea să nască și alte efecte nedorite pentru noi și nici pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, sau încercăm să finalizăm lucrarea cu societatea care a subcontractat lucrarea, pentru că știți foarte bine, discutăm de o societate italiană care câștiga licitație și care n-a făcut nimic. Corect. Și o societate care ulterior a venit și care n-a respectat acel termen, dar nu se poate imputa în totalitate nerealizarea ei. Că au fost ceva probleme înainte de a prelua și cei mai care multe, sunt acum, mult mai multe, mai multe probleme, mai grave, mai grave, în sensul că nu s-au făcut mai dar, multe lucruri. Dar, și respect, că preluarea n-a fost chiar așa la modul cel legea, mai... Respectând legea și aici trebuie să fim, lăsând la o parte partea de legalitate, trebuie să fim corect și din punct de vedere moral. Cel care execută astăzi pe calea eroilor lucrarea ne-a adus la cunoștință toate neajunsurile. Toate. Scris. Și ne-a spus domnul primar, domnul viceprimar. Aici. Uitați-vă pe unde trebuia să treacă conducta asta de canalizare, da? Nu trece pe acolo. Pentru că atunci când s-a pregătit acest proiect, datele pe care ni le-au furnizat diversele societăți care au în administrare, nu mai băteau cu ceea ce era în teren. Pentru că astăzi, din păcate, vă dau exemplu că tot discutam de societatea Aparegio, nu mai există nici măcar un om în societatea Aparegio care să știe toate rețelele din municipiul Târgu Jiu. De-aia umplu bazinele și le dau drumul. Să vadă și unde sunt rețelele. Păi asta a fost explicația. Știți care a fost explicația la momentul în care au dat drumul la bazine? Să vedem unde se sparge. Și acolo să intervenim ulterior. Păi distrugi un oraș ca să vezi tu unde sunt conductele dărâmate? Știi ce să vă întreb? Am văzut că la un moment dat s-a întărit cumva, sub o formă sau alta, sau poate e părerea mea din exterior, societatea asta edilitară. Edilitară? Da. Având-o la îndemână, cred că poate la un moment dat interveni pe niște lucrări de un alt anumit rang. Edilitara în următorii 3 ani de zile va deveni societatea etalon în domeniul construcțiilor din județul Gorj. O să vedeți. Pentru că da, adică i-am văzut întăriți, au intrat pe câteva lucrări și arătau bine. Nu după există nicio lucrare în Târgu Jiu cu întârziere nici măcar de o zi. Asta vă zic. Asta vă zic. Da? Asta vă zic. Și au calculat foarte bine termenele. Au intrat pe la acolo. Am văzut că acum intră pe plopilor. Realizează pe plopilor. Mergeți să vedeți în comuna din Paris. Mergeți în zona Pandurașu, unde
și toate străzile, Siretului, cartierele Argeșului, unde a intrat edilitara, s-au făcut lucrări de foarte bună calitate și în termenul stabilit în contract. Uh-huh. N-am avut o zi de întârziere, da. Termene scadente mai devreme decât termenul prevăzut în contract, am avut la foarte multe dintre lucrări. Au un mare avantaj, domnul Moșteanu, și sunt sigur că vor profita de acest avantaj. Edilitara primește permanent contracte de la autoritatea publică locală. Și ăsta e un mare avantaj pentru o societate comercială, dacă știe să gestioneze această situație. Asta a fost discuția pe care am avut-o. De față sunteți mulțumiți. Da, eu sunt mulțumit. Am înțeles. Cel puțin pe zona de construcții sunt mulțumit. Cartierul Narciselor, că tot timpul să mă gândesc. Parcarea din zona Narciselor, strada Narciselor. Deci sunt toate lucrările executate de societatea autorității publice locale. De asta mă gândeam. La un moment dat poate deveni o societate care să vină pe licitații de genul ăsta și... Nu este condiționată de valoarea unui contract. La momentul ăsta, societății edilitare, dacă poate să ducă, putem să dăm contracte de 1000 de miliarde. Da? Și asta ne dorim după experiența nu tocmai fericită pe care am avut-o pe calea eroilor și în câteva mici lucrări pe care le-am dat în execuție, ne dorim foarte mult ca societatea edilitară să poată să se dezvolte în perioada imediat următoare. E adevărat, cu o anumită reorganizare care trebuie făcută și acolo. Și acolo o să fie o reorganizare. Și acolo va trebui făcută o anumită reorganizare, nu pentru oamenii care își găsesc până la urmă rolul în cadrul acelei societăți. Însă, exact cum am procedat la primăria municipiului Târgu Jiu, acolo viitorul Consiliu de Administrație trebuie să facă curățenie. Eu nu vorbesc de director. Da? Directorul trebuie să pună în aplicare tot ceea ce se discută în acea entitate. Dar trebuie făcut o analiză foarte, foarte pertinentă. Vă dau un singur exemplu și astăzi m-am întâlnit cu comercianți din Piața Centrală. Și am întrebat sincer. Am spus, domnule, faceți afaceri de foarte mult timp. Dacă eu mâine v-aș da Piața Centrală, credeți că ați înregistrat profit după un an de zile sau pierdere? Cum să nu, domnul primar? Profit, e normal. Ce să facem? Administrăm ceva ce există. Păi, vreți să vă spun un adevăr? Ia spuneți. Noi pierdem 7 miliarde în fiecare an prin administrarea Pieței Centrale. Ceea ce este anormal. Este anormal. Trăim totuși într-o economie de piață. Deci, administrația Pieței Centrale pierde 7 miliarde avem pe an? 7 miliarde pierderi pe an. Deși se administrează niște bunuri pe care le are municipiul Târgu Jiu, care ar trebui să producă. Să producă. Și care ar trebui la un moment dat să intre într-o competiție. Și aici ați făcut o analiză? Și acolo trebuie făcut o analiză. Până anul trecut nu aveam majoritate în Consiliul Local. Până în acest an nu aveam majoritate, nu aveam Consiliul de Administrație. Însă oamenii trebuie să trateze lucrurile așa cum le tratează orice administrator de societate comercială. Corect. Eu le-am spus astăzi. Corect. Te uiți, de profit. Exact. Nu profit oricum. Pentru că de bine de rău, edilitara este sprijinită permanent de către autoritatea publică locală prin bugetul pe care îl asigură tot cetățenii municipiului Târgu Jiu. Dar măcar poți să te găsești la un moment dat într-o zonă de echilibru. Adică, fraților, avem și cheltuieli acolo și e normal să avem cheltuieli, dar și veniturile pe care le încasăm trebuie să fie rezonabile. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Deci, eu v-am spus, sunt de acord cu foarte multe lucruri, dar ca societate comercială trebuie privite lucrurile și în acest mod. Exact despre asta vorbim. La edilitarea se întâmplă, cum dau și eu exemplu, erau înainte, cum le zicem, nu Metzerminul, și Metzerminul, inclusiv Metzerminul. Dom'le, când ai asigurată bază, adică salarii și tot ce trebuie, dezvoltă-te așa, Minprestul, dezvoltă-te și tu. Bun, avem o situație oarecum dificilă, zic eu. Ați venit la un moment dat cu o echipă, mă gândesc că cei de la București au fost, ați studiat acolo trecerea de la cale ferată, nu? Intenționați să intrați în lucrări pentru că avem o pasarelă dărâmată, cea de la Artego. Mai este podul acela de peste la Dănești. Este pasarela de pe Unirii. Da? Și acolo este un mic podeț pe zona respectivă. Da. Acum mă gândesc că nu o să puteți intra să rezolvați, dau exemplu, pasarela asta centrală până nu aveți altceva pregătit, că va fi foarte complicat. Domnul Moșteanu, din expertizele pe care le-am făcut cu firme specializate, în momentul de față, și pe Unirii, și pe pasarela de la Ciocârlău, nu există nici cel mai mic risc de prăbușire. Am înțeles. Deci nu există nici cel mai mic risc. Adevărat că ele, ținând cont de faptul că se află într-un municipiu reședință de județ, trebuie reabilitate. Corect. Da? Dar nu există riscul. Permanent s-a dus... Deci nu există un risc în zona de aia, domne, există. Nu. Sunt expertize făcute, expertize pe care noi le-am pus la documentație. Dacă vom avea fondurile necesare și noi deja am pregătit proiectele necesare și pe Anghel Salini, unde se pot introduce aceste pasarele, încercăm
poate și pe PNRR, să vedem exact dacă putem atrage fonduri, vom reabilita aceste pasarele, dar deci nu le demolăm. Deci vorba doar de reabilitare. De reabilitare. Nu demolat deci și apucat de ele. Încă 30-40 de ani. Asta e o informație bună. Cum să spun, viață de acum. Da, v-am întrebat pentru că știți că se vorbea, domne, se văd fierele, se văd bările, se văd nu știu ce. Știți? Încă o dată, ele sunt cel puțin de pasarele de pe Unirii de foarte, foarte mulți ani. Dar expertiza ne-a demonstrat că am fost obligați să facem această expertiză, că nu există niciun risc. Am înțeles. În privința prăbușirii acestei pasarele. Și aveți în vedere pasajul acela pe la, prin 9 mai? Pasajul este un proiect pe care noi l-am propus în 2020 și pe care îl vom realiza. Cea mai mare problemă pe care am întâmpinat-o și poate câteodată nu-ți vine să crezi. Singura societate care realizează proiecte pentru pasaje la nivel de cale ferată este societatea Metroul, ESA. Da, da. Singura. Da, da, da. Da. Avem un mare avantaj. Avem un mare avantaj că în acest moment, gândiți-vă că cei de la Cluj doresc să facă metrou. Da? Societatea Metrou se deplasează acolo. Se deplasează acolo pe proiecte mari. Corect, cu finanțări extraordinare, da? Societatea Metrou se ocupă de extinderea metroului din București. Se ocupă de alte pasaje, mii de pasaje în țara asta, pentru că nu doar Târgu Jiu dorește să realizeze un astfel de pasaj, lucrarea de la Târgu Jiu pentru ei este infimă. Da. Am avut șansa ca directorul general de la Societatea Metrou să fie gorjan. Da, știu că este gorjan. Da? Da. Și atunci când ne-am dus la București, ne-a spus în felul următor. O trecem ca prioritate. Și vom merge la Târgu Jiu. Au venit cu o echipă de 7 specialiști. Au venit și cei de la CFR și tot respectul pentru Regionala Craiova, că a trimis și Regionala Craiova 7 specialiști pentru a putea realiza acest pasaj. Sunt câteva neajunsul la acest moment pentru a putea realiza acel pasaj. Noi ca autoritate publică locală va trebui la un moment dat să dăm o hotărâre de consiliu local pentru expropriere în interes public. Ea nu se poate realiza doar pe culoarul existent. Am înțeles. Da? Avantajul este că pe zona cum intri pe pasaj dinspre 9 mai vorbim doar de terenuri. Da. Acum se caută soluția ca și pe zona dinspre societatea comercială de construcții, să nu afectăm locuințele. Adică expropierea. Acolo sunt case și pe stânga și pe dreapta. Da? Da. Dar încă o dată, odată ce noi am plătit partea de proiectare, nu la costuri foarte mici, odată ce oamenii ăștia s-au deplasat la Târgu Jiu. Deci ați plătit partea de proiectare pentru... Normal. Deci sunteți noi suntem în faza avansată. Avansată. Am spus, am înțeles. Ne-am bucurat că i-am putut convinge să vină la Târgu Jiu pentru că scos la licitație o astfel de lucrare pe proiectare și nu vine nimeni. Pentru că n-ai decât un singur ofertant. Corect, da? Corect. Nu se ocupă nimeni de astfel de lucrări. Și uitați-vă că avem șansa ca Metrou să vină, marea companie, singura mare companie, să vină la Târgu Jiu și să pună în operă ceea ce noi ne dorim să facem. Bani vom avea. Știm să atragem bani. Domnul Moșteanu, am discutat doar de PNRR și de proiectul Anghel Salin. Da. Târgu Jiu, pe 2020-2027, are încă 130 de milioane de euro din fonduri europene deja aprobate. 130 de milioane de euro. Dacă îmi fac un calcul bine la momentul ăsta și înmulțim cu cât este cu 5 lei, vorbim de sume colosale. Sume mari. Acum mi-am adus aminte, să știți că am asistat o dată, dar nu mai știu exact, la o discuție și chiar am dezbătut subiectul în care spunea cineva, domne, dar din banii primăriei nu s-a făcut nicio investiție. Și am susținut în momentul ăla, domne, nu știu dacă ar trebui să zic omul care nu face din banii, trebuie să fie un om deștept. Adică dacă tu ți atragi investițiile din bani europeni, domnul pentru Moșteanu, ce dracu să mai folosesc bugetul primăriei? Bugetul municipiului Târgu Jiu în momentul de față, ca să ne raportăm la ceea ce am putut să atragem, este de 6 milioane pe an. Da, nu e unul bugetul pentru investiții. Da. Gândiți-vă că din cei 6 milioane de euro trebuie să reabilitezi întotdeauna unitățile de învățământ. Din cei 6 milioane de euro realizezi investiții de mici dimensiune, da? Corect, canalizări corect. În cartiere, acolo unde corect. Apar, mici asfaltări, banii pe care îi asigurăm societății edilitară, tot din bugetul local. Niciodată nu ne-am angajat pentru... și n-am spus că vom face minuni din bugetul local. Cel mai mare avantaj al nostru și, cum să vă spun, cea mai mare bucurie pe care am avut-o în ultima perioadă este că am putut să ducem la bun sfârșit și să contractăm cei 70 de milioane de euro pe fonduri europene, ceea ce nu s-a întâmplat până în momentul de față la Târgu Jiu, bani care astăzi se află în implementare și vă dau doar exemplele. A venit primul troleu, mâine v-am făcut invitația să mergem să vedem cum funcționează. Oricum,
La 550.000 de euro, bani europeni. Nu vreau să mai fiu acuzat. Toată lumea când aude de 550.000 de euro mă întreabă pe mine, sau foarte mult mă întreabă, care e șpaga? Păi ce șpagă? Sumă mare. Pentru că Ministerul Dezvoltării a organizat licitația, deci nici măcar nu se... N-ați văzut niciun leu, nici prin contul n-am trecut. Nici măcar nu s-a derulat licitația la noi. Mă bucur din suflet că am putut să găsim o astfel de soluție și că până în 2023, în 2021 vom când avea 11 trole. Când urmează să vină? La începutul lunii octombrie. Deci la începutul lunii octombrie vom avea altul. Știți care e problema? Ele sunt în momentul de față cele 8. Da. Și pentru octombrie și pentru noiembrie sunt executate. Am au înțeles. Trecut și de partea de probe. Problema este că întâmpinăm la nivelul Ministerului Fondurilor Europene o mare problemă. El trebuie să fie livrate după grafic, după graficul... pentru că după grafic se face și plata. Corect. Și nici cei de la Solaris, cei care au câștigat licitația, nu sunt prea încântat, nici măcar nu se poate face recepția, pentru că recepția celor 4 din octombrie trebuie făcută în luna octombrie, e normal. Corect. Nu să mă apuc pe grafic să spun că l-am livrat în octombrie și recepția să o fac în septembrie. Corect, e adevărat. Deci aici este singura problemă. Mihai Paraschiv mi-a trimis fotografii cu cele 8 trolee care executate sunt deja produse. Executate, așteaptă doar. Așteaptă doar să fie livrate. Și la începutul lunii octombrie oamenii ne-au spus în felul următor: dom'le, chiar dacă termenul nostru este 31 decembrie pentru livrarea troleibuzelor la Târgu Jiu, maxim în data de 10 decembrie le veți avea pe toate. Așa cum sunt ele calculate. Decembrie, 4 octombrie, 4 noiembrie, 2 în... Păi nu, o să-l vedeți săptămâna viitoare pe primul. Aia știu, primul da? Știu. Și următoarele, vă dați seama că lucrurile vor funcționa mult mai rapid. Corect. Că acum au mai fost de anumite lucruri de... Pus la punct, cum e prima dată, când vine primul. Exact. Și asta vă spuneam. Deci acolo vorbim de 45 de milioane de euro. Vorbim și în pauză discutam de acel par din Narciselor. Da, da, da. Tot timpul ne întrebăm unde facem evenimentele, unde facem zile municipiului Târgu Jiu, unde facem festivalul, unde duceți dronele, că mi-am adus aminte. Unde duceți dronele acum? Acum le ducem tot în parcul de la Coloană. Și unde le veți duce? Păi când veți face, când veți face sau ce vreți să spuneți cu parcul? Nu, parcul de care discutam de 13 hectare are inclusiv scena inclusă. Deci zona de scenă... Acolo ați prevăzut ca toate evenimentele municipiului... Toate evenimentele municipiului Târgu Jiu se vor duce în acea zonă. Nici nu afectează pe nimeni. Am înțeles. Este într-o zonă, cel mult pe cei care sunt în cimitir, dacă putem să glumim. Dar în rest, e zonă de 13 hectare care va avea o astfel de destinație. De agrement și de distracție pentru cei care vor participa la evenimentele organizate de municipalitatea Târgu Jiu. Suntem la final, trece timpul foarte repede. Ziceți-mi repede și câteva cuvinte de drone. Veniți iar cu dronele sau vin iar dronele la Târgu Jiu? Nu, vor veni dronele la Târgu Jiu. Eu cred că acel spectacol organizat de un târgujean, și vreau în permanent să accentuez lucrul ăsta, de un tânăr care a venit la primăria municipiului Târgu Jiu și care ne-a spus: vreau și eu să demonstrez ceea ce pot să fac pentru cei din orașul de unde am plecat. Și a spus: hai să ne apucăm de treabă. Și a ieșit un lucru spectaculos. De data aceasta, Mădălin Preda vine cu un alt spectacol de altă dimensiune, tot în municipiul Târgu Jiu, pentru că a fost extrem de încântat că cetățenii municipiului Târgu Jiu au apreciat primul spectacol de la adică Coloană. Pe data de 28, altceva. Deci nu o să vadă nimeni ceea ce a văzut. Tot la Coloană. Tot la Coloană. Pentru că, da, e emblematică pentru noi. Tot ceea ce s-a întâmplat acolo poate fi oricând un film de prezentare pentru municipiul Târgu Jiu. Da? Să filmați? Poate fi, am și filmat și o să și filmăm. Da? Dar Mădălin a venit la noi mai mult decât atât. Așa cum îmi doresc ca o parte din tinerii noștri care, chiar dacă nu mai sunt în municipiul Târgu Jiu, sunt în altă parte, să se întoarcă și să ne ajute la toate proiectele pe care le desfășurăm, în același timp mă bucur de faptul că din cele 15 licitații pe care le avem astăzi în derulare în municipiul Târgu Jiu, 14, domnul Moștean, în momentul de față, sunt câștigate de societăți cu capital Târgu Jiu. De aici? 14. Un lucru foarte bun. Și nu avem la niciuna dintre lucrările astea întârzieri. La niciuna dintre lucrări. I-am încurajat permanent. Le-am spus: veniți și hai să executăm lucrarea. E mult mai ușor de comunicat. Se angajează oamenii. E mult mai ușor de comunicat. Și atunci când am avut probleme, și vă dau un exemplu, că acum pot să vă spun adevărul. Da. Au fost 3 luni de zile în care societatea care face reabilitare, realizează reabilitarea blocurilor din municipiul Târgu Jiu, societățile, da, n-au primit bani și au executat lucrări fără ca Ministerul Dezvoltării să le achite acele sume. Știu. Zeci de miliarde. Știu. Da? Știu. Dacă nu era între noi un parteneriat corect în care să le spunem: fraților, indiferent ce s-ar întâmpla, voi veți primi banii, că plătește autoritatea publică locală, că nu vă va da Ministerul Dezvoltării, o altă discuție. Din bugetul municipiului Târgu Jiu vom suporta aceste cheltuieli. Și pe încrederea care s-a creat și pe relația care s-a creat între noi și oamenii de afaceri din Târgu Jiu, reabilitarea blocurilor se face de societăți,
doar din Târgu Jiu. Asta e un lucru bun. Înțelegeți? Deci încercăm să dezvoltăm capitalul nostru autohton în ideea ca la viitoarele licitații și experiența lor să conteze. Mi-aduc aminte, momentul când am devenit primarul municipiului Târgu Jiu și când scoteam la licitație lucrări de 1 milion de euro... Nu vene nici dracu. Pe de o parte că nu veneau, da. Pe partea cealaltă nu aveau experiență similară. Corect. Da? Nu corect. Se încadreau în acele condiții. Și atunci corect. Am avut o discuție, prima mea discuție pe care am avut-o cu angajații de la serviciul de achiziții, în care le-am spus în felul următor. Nu, îmi doresc ca în primul an să mergem cu 3 lucrări care să însumeze valoarea contractului. Da? Da, pentru că după ce faci primul contract de 1 milion de euro, să vii, să ai posibilitatea. Experiență similară. Astăzi avem lucrare pe la Săvoiu. E în licitație școala gimnazială Constantin Săvoiu. Sunt 2 firme care s-au prezentat din Târgu Jiu și sunt sigur că se vor prezenta și la viitoarea licitație. De ce? Pentru că au o experiență similară. Foarte pe lucrările frumos. Executate anterior. Foarte da? Frumos. Asta trebuie să facem cu toții. Dom'le, dacă societățile din Târgu Jiu au potențial, de ce să nu le sprijinim? Sunt aici, poți să-i mai tragi exact. De urechi, sunt ai tăi, dacă e nevoie de o intervenție noaptea, vin, domnul Moștan, le-am spus sincer, nu poate nimeni să-mi dovedească vreodată că are costuri mai mici decât societatea din Târgu Jiu. Corect. Pentru că marea majoritate a angajaților locuiesc aici, în municipiul Târgu Jiu. Pe de altă parte, prin taxele și impozitele pe care le plătesc, susțin aici. Autoritatea publică locală și rămân banii municipiului Târgu Jiu. Sunt disponibilizări de acolo, de acolo. Mai luăm oameni, mai învârtim. Astăzi pe șantierele din Târgu Jiu, că vorbeam astăzi cu Bogdan, astăzi pe șantierele din Târgu Jiu sunt 700 de oameni pe șantierele din Târgu Jiu, din municipiul Târgu Jiu. Am înțeles, foarte frumos. N-am atins mai multe subiecte, avem parc industrial, fondul de tranziție justă, pentru că e important și nu neapărat fondul de tranziție justă, ceea ce se întâmplă cu CEO, ceea ce se întâmplă cu oamenii, sunt mai multe lucruri pe care va trebui să le atingem și pe astea. Într-o viitoare emisiune. Vă las să savurați congresul în liniște, nu? Până duminică și după aceea avem timp să ne auzim. Mulțumesc tare mult și eu vă mulțumesc și spor la treabă. Cam atât, domnilor și domnilor, pentru această seară. Primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, a fost invitatul meu. Rămâneți cu noi. Noi ne vedem din nou mâine la ora 19. Toate bune, seară frumoasă!